Peste 1000 de militari din 30 de unități care au participat la misiunile din Afganistan au participat la ceremonia din piața Mihai Viteazu din Craiova. În fața a peste 4000 de oameni, rude, prieteni sau simpli trecători, militarii au asistat la apelul solemn unde a fost rostit numele celor 19 camarazi care și-au pierdut viața în teatrul de luptă din Afganistan. Sublocotenent Aurel Marcu, misiunea ISAF 2007. Ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa a conferit emblema de onoare a armatei române cu un semn de război celor 30 de brigăzi și batalioane care au obținut rezultate deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice din Teatrul de Operații Militare din Afganistan. Batalionul 26, Infanterie Neagoie Vasăra. Oltenii noștri cu tricolorul în dreptul inimii sunt cunoscuți în toată lumea prin fraptele de arme, prin misiunile executate la standarde impecabile în absolut toate teatrele de operații unde România a dizlocat trupe în ultimii 20 de ani și sunt respectați și apreciați de camarazii lor de arme din țările aliate și partenere alături de care au luptat umăr la umăr în condiții extrem de grele. Alături de Scorpionii Roșii și Scorpionii Negri din Craiova au defilat pe strada Alexandru Ioan Cuza detașamente de militari cu drapelele de luptă ale unităților care au participat la misiunea ISAF din provincia Zabul, dar și un detașament al Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul. Greu, dar până la urmă a rezistat 6 luni până când a venit. Și acum sunt bucuroasă că a venit din Afganistan și nu se mai lasă mai plece. Nu numai în Afganistan, și în Irak și în Kosovo și unde a fost nevoie acolo. A fost mare emoții. De multe ori am și plâns, am plâns și aseară când am sosit și l-am văzut. Mi-a sărit în brațe și l-am zis că e copilul meu și sunt mândră de el. Centrul Craiovei a fost survolat de 3 aeronave Hercules ale forțelor aeriene care au asigurat transportul militarilor în și din teatrul de operații din Afganistan. În piața William Shakespeare, craiovenii au putut vedea îndeaproape armamente, echipamente și tehnică de luptă folosite în misiunile militarilor români din provincia Zabul.